Să trăiți, să rămână, bine v-am găsit, da. Bună ziua, lasă, nu mai tot, bună ziua, bună ziua. Dar mai speria că n-ai tot, omul, stai mai ușor așa, că iau și medicamente de inimă. Cătălin Oprișan. Da, cel cât mai mare zice domnul. Zice pește, pentru că azi e bună vestire. Știu. Mâncăm ceva. Astăzi sunt 9 luni până când se va naște Domnul Iisus. Sunt, zicem, pește. Da. Și apare ceva. Ce? Un pește. De unde? Ia. De unde? De la baltă. Pește. Pentru că să știți că avem... Păi, trebuie să mai zicem într-un fel, pește. Doamne, ce aș mânca un pește. Pește, pește. Cât ai zice pește, Don Mariano. Hai bre cu gheredonul ăla, Don Mariano, haide. Nu lua scurba, direct, direct, drept. Nu lua, două colis pe ăla-i bagamur și mănâncă și el. Iată pe Don Mariano. Don Mariano, pentru că tu ai spus în felul următor, lunea, să cerem, să fim pe mocangeală. Bravo. În sfârșit, ai luat-o pe drumul cel bun. Domn Mareanu a înțeles să ducem ceva de pomană la oamenii aia. Să trăiți, domn Mareanu, ce faceți? Cum merge treaba? Mamă, ce frumusețe. Să trăiți, să ne conduceți. Cătălin, te îmbrățișez și pe tine. Iată. Trageți un pic mai încoace. Stai un pic să povestim aici, pentru că este bună vestire, iar astăzi de bună vestire. Eu pot să mă urc pe aici așa? Se mănâncă pește astăzi de bună vestire. Dragii, arătați-ne, deci, un pic ce aveți aici. Deci aici sunt produsele tradiționale după rețetele mamei mele, Victorița. Salată de icle de crab, salată de icle de ștucă, scrumbie marinată, sardeluță marinată, zacuscă cu pește. Până mi s-a părut normal să fie și un borș pescăresc. Doamne, a murit și am ajuns. Știam că avem un păcătos. Avem un păcătos ăsta, nu mănâncă. Ce ai astăzi? Astăzi am voie pește. De ce o să dai sucită? Nu, ei, fix am pește, jură. Da? Păi astăzi e bună vestire, am mâncat pește. Legare la pește, Cătălin. Băi, Cătălin, dar nu e normal. Cătălin, asta este scrumbie afumată, păstră v-a fumat, sturion de acvacultură afumat, da? Asta ca aperitive, da? Și pe urmă mi se pare normal un borș pescăresc, un celebru storceac de sturion la Don Mariano. Don Mariano, să-ți dea Dumnezeu sănătate. După care aici, ai crapul prăjit de cel de toate zile cu mușdei de usturoi. Ai scrumbie la grătar, păstrăv la grătar, sturion de acvacultură la grătar și celebru calcan. Exact, bravo. Cu mămăliguță. Și ai văzut? Ai văzut? Asta înseamnă să fie mocangeală în fiecare luni. Am fost un necredincios, dar da, azi cred. Exact, ne vizitează producătorii locali. Îți mulțumesc, Doamne, mi-ai dat semnul ăsta. Eram orb, dar azi văd. Exact. Da. Avem niște pâine? Da, uite aici. Pe pâine, pe ce pâine? Poate. Am stat într-o tensiune, să poate. Puteți băga publicitate mai... Vă spun eu, ăla Meatloaf cântă 11 minute o melodie, nu? Am ăsta, November Rain, 12 minute, exact, live. Exact, asta puneam și o playlist la radio când lucram. Băi, da. Și știai că totdeauna te duci la baie pe momentele. Ceva lung. Hai că avem treabă. Domn Mariano, să vă dea Dumnezeu sănătate. De la 10 și 10. Ați auzit de la bunica, de la mama Victorița? Mama Victorița. Cu care începe mare niștucă? Cea mai mică din 11 copii, fată de morar. Fată de morar, dar de câte generații sunteți în industria asta? De patru generații. De patru generații? Da. Băi, deci treaba e și bunica și străbunica înseamnă, nu? Da. De străbunica, bunica, mama și neasta. Copiii mei, Costin și Ana, nu-i normal? Bravo. O știți pe Ana. A venit cu cozonaci la tine. Da? Da. Dar știi ce vreau să vă întreb? E vreun pește din România sau vreun pește pe care să nu-l fi făcut, n-asta să-l fi gătit? Nu. Eu sunt și consilierul Asociației Bucătarilor din România și salut pe toți bucătarii. Băiatule, te-ai auzit cine omul? Da? Cătăline, mă ocup de pește de trei. Cătăline, da. E șef la Consiliul Bucătarilor. Sunt și președintele patronatului de pește din România, Rofiș. Mai rămânesc cu noi. Unde vă duceți? Am rămas să lucrăm la alt nivel. Care de știu că vă aștept cu drag și la noi la Cherhana și la Târgul de la Agronomie unde ne manifestăm. Am un mesaj foarte important pentru român. Hai să ne ajutăm țara cumpărând produse românești. Și al doilea, cel mai bun ambasador alături de sport și de cultură sunt produsele românești, în special cele tradiționale. Bă, adevărul că da, produse românești, Doamne, tradiționale. Haide că să vezi, uite, hai să vă arăt, că rămâne și noastră la știrea asta, sigur. Că vreau să vă arăt, Cătăline, și ție, pentru că zicea domnul Mariano să susținem producătorii românești. Ascultă un pic, fii atent aici, o etichetă la supermarket, cum arată eticheta și aș vrea să ne o descrieți dumneavoastră, să spuneți ce scrie. Ciolan? De fată afumat.
Adică, uite ce scrie, produs în România. Băi, să susținem produsele românești. Asta zic și eu. Bravo. Deci, ce înțelegem noi partea din asta? Eu aici, înțeleg adică că angajatul nu este de la noi din țară, cu certitudine. Corect. Este clar că nu este. A este fost livrator până acum două luni. Acum a trecut la birou. A pus, a plecat la care scria textele și a zis, ia bagă-mă tu burtiera. Da. Asta e burtiera de la ei, de la Ciolan, magazin. Cred că vrea să zică Ciolan din față. Da, a fumat, nu? Noi la asta ne concentrăm la semiotica fotografiei. Uitați-vă ce e în spate. 16 lei kilogramul produs lasă în România. Și aia din spate, uite-te. Da, mă, dar eu vreau să zic cum arată Ciolan de față. De față, din față. Ce dumneavoastră puteți să ne explicați? Ce a vrut să zic autorul? Autorul a vrut să zic. Nu mai lăsați să mâncăm. Nu, dar la pește nu avem chestii de astea, nu? Nu, absolut deloc. Aripioara din fața peștelui. Ce-ți face cu ochiul, sincer, de toate. Capul toate la pește. Cum a zis Nea Gigi Dinică, cât ai băunea Gigi, tot du-te dracu. Așa și eu, ce-ți face cu ochiul, aș mânca tot. Exact. Da. Mariano, vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm. Să salutați pe colegii dumneavoastră de acolo și pe producătorii locali. Atenție mare, e târg la agronomie, da? Sănătate, da. Sănătate. La agronomie. Da, și vă așteptăm și la Kirchana noastră, da? Gata, venim, domnule. Unde trebuie să venim? Venim. Aici, frate, la Dom Mariano, căutăm noi. Lasă, stai liniștit acolo cu frizura aia, stai cu minte tu. Exact. Săptămâna trecută, vă mulțumim mult de tot. Numai bine, Doamne ajută, salutări producătorilor români. Și, bă, da, mă, nu mai schimba subiectul, că tu săptămâna trecută pe vremea asta erai pe lobodă. Păi eram pe lobodă. Cine te-a învățat, mă, să cerșești? Recunoaște, uite-te în cameră. Hai să spun ceva. Da. N-am cerșit. Oamenii practic știu că lunea vii pe la noi și știu că nu știu ce deci ne sună. Deci mă autocerșez, mulțumesc. Nu. Oamenii ne sună și ne zic, haide să vă aducem ceva mâncare și am zis că dacă tot putem să povestim, uite, că e târgul producă. Fii atent, că acum nu găsești o farfurie să-mi dea. Dă-mă o ciorbiță din aia să mâncăm că sărăcește. Că, stai mă să zic. A adus-o omul la micround, bă, că e târgul producătorilor, la agronomie și atunci practic ce vrei, torciac sau din asta normală? Nu, ia tu de aia, eu mănânc pește. Uite ce lingură ți-am dat, Cătăline. Vă viața ta grigură de asta. Polonica la direct. Suntem pe publicitate acum? Nu, suntem pe direct și hai suntem să și vorbim. Aurea, da. Crezi că suntem pe publicitate. Bun, haide să-ți arăt nu acum. Nu care o lingură, Greta, să bag, să văd dacă e sărată. Da, sărată, mă, bagă, da? Bagă tu acolo, să fără rămână nicio problemă, ia vezi. Da, tu vorbește un picuț exact, cât ia. Eu, ia. Ia. Doamne, stai că am și Batista. Iată-l, mă, pe al nostru cu batistuțele, el asta îmi place. Cătăline, haide până începem un pic cu peștele ăsta pe masă. Păi vorbesc, dar vreau să-ți arăt un filmuleț cu niște hoți de biciclete. Ai văzut pe ea, mă? Avem ciorbă de asta și stăm să vedem hoți de biciclete. Haide, mă, să vedem hoți de biciclete. Stai un pic, ideea e că nu știu dacă e din România sau nu l-ai văzut, pozașule? Nu. Băie, deci e fiți tare, atenți. Tot, eu știu. Vrem să vedeți imaginile cu acești doi băieți care se gândesc să ducă să fure o bicicletă. Nu fură, după care unul dintre ei spune, băi, fraier, vezi că ea ne filmează. Și am crezut că s-a terminat filmarea, au plecat. Nu, abia atunci, ia. Ia, fii atent, ei doi. Băi, hai luăm bicicleta asta. A, nu mă, uite arabi, uite da. E... Zice, prințule, Jamal, ia uite, ne dă la băruță. Hai înapoi, zice. Au văzut că sunt filmați, da, știi? Și venim și acum și nu ne recunoaște nimeni. Ia uite, mă. Acum nu ne recunoaște nimeni, ia-le! Deci acum ei s-au mascat și poate să pune bicicleta. Ia, dar uite-te cum îi face la semn. Fii atent cum îi face la semn. Ia, prințule, ia vezi, mă, că e un bec verde acolo, roșu. Dar stai, mă, să vedem dacă are același tricou. Că poate erau alții. Nu e, mai la fel. Lasă-le, îi zice. Lasă că taie la montaj, a zis. Nu se vede că suntem noi. Ia uite, tot ăla. Tot ăla, cu tricoul. Cu tricoul la fel și a zis, gata, mă, dai. Ia-o tu pe asta și eu pe aia că nu. Când ți-auzi prima dată, fraiere, am uitat cagulele, hai înapoi după ele. Asta mi-aduce aminte, cred că am mai povestit-o, când ăla, un cetățean brazilian, împrumut o mașină de la unul. Și? Știi, se duce cu ea la farmacie, dă să intre înăuntru, să ia și de acolo niște produse. Cât stătea el la farmacie acolo, vine unul și fură mașina. Și? Care era furată de către el. Și acum începe un proces să trec și zice, de ce ați furat mașina? N-am furat nicio mașină, zice, era mașina mea. Dom'le, era o mașină pe care ați furat-o. Nu, am venit cu ea la farmacie, dar mi-a fost furată mie. Dom'le, da, ta o furase și la rândul tău. Nu e adevărat, eu cu ea am venit la fara. Exact așa și aici, dom'le, ați furat ea? Nu, nu eram noi. Erau da, alții. Sunt același tricou, același. Nu eram noi. Am venit mascați, nu eram noi. Exact, perfect. Hai să mergem mai departe pentru păi cei care... Păi de-aia mă chemam, mă, să ne uităm la astea?
Păi doar nu vrei să mănânci în fața oamenilor acum așa asta. Mai stai da, un pic, închidești un sec. Nu. Data trecută m-ai certat că am venit cu mititei și cu aripioare că era să începuse postul. Corect? Da, corect. Și tu erai pe lobodă și pe urzici. Da. Am luat ieri 4,5 kg de urzici din piață de la veteranilor. Și ai scos o farfurie. Nu, mi-a fost o rușine, am trecut pe lângă perete că lumea îmi zicea: te duci la măruță, la aia arunci cu mititei în sus, tu mănânci urzici. Și am zis: nu-s pentru mine, sunt pentru mama soacră, jur, că m-am făcut de râs în piață. Bun, și 4 dovlecei am luat. Mi-a fost o rușine când am luat dovlecei, dar nu mai vreau să... Așa. Și ai zis, nu, Cătălinu, bă, să-ți fie rușine, erau oamenii mesaje, da, că tu normal, mănânci cu tare. Exact. E, acum când mănânc, păi, da, mănânci, ce faci, bă, mănânci în fața oamenilor la televizor? Nu, mă, mâncăm, dar stai păi, mâncăm, dar văd că mai mult stăm de vorbă, Cătălinușe. Ia, stai că mai are ce... Ce? Acum de ce mai mă ceartă oamenii? Ce? Nu, de ce arată? E bună vestire, mănânc pește da, și... Haideți să vedem, stai să-ți mai arăt un material. Hai, mă, și mâncăm. Poate nu știi nici cu ce să-ți faci cu banii. Cine? Tu. Asta să fie grija mea? Păi da, uite, Kanye West și soția lui Bianca Censori au ținute controversate, iar stai, Kanye West și-a pus... nu e fată? Kanye West e fostul lui Kim Kardashian, ăla, super șmecher. Nu mai e cu ea? Nu mai e de mult. Umblă cu una sumară îmbrăcată, așa. Dar uite-te aici, pac, uite-te ținută, el nu mai așa apare în ultima perioadă. Care e el? Ăla din stânga? Da. El a îmbrăcat. Da, a furat-o preluată sau ceva. Tu vezi că e dezbrăcată? E sutelerina de ploaie. Băi, am văzut, da. Dar el e cu o prelată furată, cu o foaie de cor cu ceva. Băi, deci vezi că omul... Deci noi el râdem... de trendul în astea, hă? Băi, noi râdem ca praieri aici, dar vezi că omul a avut o super colaborare... Omul a avut o super colaborare cu o firmă de încălțăminte. Da, știu. Și a făcut alea și de a fost cu scandal. Da, dar a rupt divorța. În toată lumea, adică stați milioane, așa un pic, iertați. Deci domnul Cătălin Măruță m-a chemat să-mi arate cum e îmbrăcată la foaie de cort, că noi trebuie nu, să ne concentrăm. Nu, ăla mă, cum e nevoastră s-a îmbrăcat. Păi, pă, doamna, trebuie să ne concentrăm. Ia, opriți un pic așa, nu se poate pune pauză. Dar el dă modă, asta vreau să zic. Zoom și... nu se poate face? Nu, el dă moda. Și ce vreau să zic, mai zic o chestie foarte tare la Super Bowl, nu știi cum. Știi faza la Super Bowl? La Super Bowl, toată lumea cumpără spațiu pentru reclamă. Da. Cel mai scump eveniment sportiv. Da, 3,5 milioane de euro, 30 de dolari, 30 de secunde. Mult mai mult. Și omul a cumpărat de 7 milioane, Kanye West, de 7 milioane de euro, de dolari, un spot publicitar la Super Bowl, știi? Ca să? Ca să-și pună pentru site-ul lui de haine, de reclamă. Fii atent. Ideea e... la Super Bowl acolo, a dat 7 milioane pentru 30 de secunde, da? Și a luat spațiu ziua, nu seara, când era cea mai mare audiență și s-a dat seama că ce spot trebuie să bagi el. Și s-a filmat cu telefonul așa în mașină, e spotul pe net, s-a filmat cu telefonul mobil, nu avea lumină și a zis să intre oamenii pe site-ul lui, nu știu ce. Și-a păi el pe asta a dat 7 milioane? Da, mă, da. Și-a vândut de 18 milioane de dolari. Cine mă ăsta da, cu cortul ăsta pe dar el? Vezi că băiat deștept tot ăia la Super Bowl cu super reclame, super regim, nu știu ce. Păi, și știi, toată lumea a comentat de fapt că n-a avut bani. Păi tu nu știi dacă e el măcar, că poate n-a avut timp să vină și... Ma. Bă, dar și-a pus și dinți de 850.000 de dolari, n-avem o poză cu dinți. Ce-a făcut? Unde? De 850.000 de dolari, ia uite poza, uite aici. Sunt dinți din titan. Ce dinți din titan, mă, că zici că e staniolul de la ciocolată când ne jucam noi când eram mici? Da, tata, da, e. Ia uite, ăștia-s dinți din titan? Da, 850.000 de dolari. Păi eu am dinți din drumul taberei și nu-s așa. Uite-te aici, termenul tehnic este... Ăstea-s din titan de aici de la noi? Nu. Termenul tehnic este protetică fixă. Acestea sunt fixe și permanente. Acest lucru merge mult mai departe de fațete. Nu seamănă deloc cu nimic din ce s-a mai făcut până acum. Nu au fost scos dinții, știi? Nu i-am scos. I-a pus a fost asta ideea din lui, a fost conceput de el. Păi pune și din militari. Și tu hai mă potolești, hai să mâncăm. De ce, nu-ți place? Păi pune-ți tu din ăștia. Tu dacă ai venit acolo la emisiune și începi să râzi, așa cum ai fi? Tare. Tare? Tu nu vezi că e vampir? Dar tu zici mă, cum mănânci peștele astea. Bă, Ciucușoare, ție îți place cum are ăsta, mă, dinții făcuți? Deloc. Că te văd om serios cu frizura asta, mai ales. Că ai programat. Frizura asta zici că ești Toma Caragiu în alea cu când el răspopit. De sept, dar o fac de $1,000,000. Am înțeles. Dar îl știi pe Toma Caragiu când el răspopit în filmele alea? Da. Perfect, ești unul la unul, să nebunesc. Bre, întreabă cineva, torceacul ăsta din ce se face? Din capete de crab? Asta ne interesează pe noi, din cum de capete de crab? Nu? Cum e din ne face pește? Semnă domn Mariano de cum acolo? Cum capete că... de crab, mă? Hata, mă, oamenii, mesaje, ești nebun și a zis româna, să... Bă, lasă-te aici, am făcut din capete de crab și a zis să întreb. Cum sunt? Din sturion. Din sturion să din face, sturion, cum? Domne. E domnul Cristian, a dat mesaj aici. Care cu cega, cu morunul, cu păstruga, cu păi ne batem joc, au icre negre ăștia, șmecheri. Poftă mare, se răcește ciorba, uite, lasă omul uite, să mănânce, uite, uite oameni care vezi, care mă înțeleg. Tu, ia. Uite.
E tare omul, deci crede-mă. Mergem mai să vedem trotinetele din Dâmbovița, dacă ești de acord. Hai, mănâncă acum, ce vrei să fac? Uite-te, bă, știi tu ce... Da, s-a... Trotinetele alea șmechere, pe care le găsesc eu la mine în fața blocului dimineața. Bă, dar le-au aruncat, mă, oameni, le-au aruncat în Dâmbovița, știi? De nervi. Și a țecat Dâmbovița. În Dâmbovița știi că avem un domnitor care s-a necat de bea ce era. Vlad Necatu. Da? Vlad Necatu, el a băut într-o seară, a băut și calul, calul mâncase niște mere și au fermentat. Și s-a matolit și calul și Vlad Necatu. El a căzut, era apa mică, s-a necat și cronicarul nu putea să scrie că de beat ce s-a necat dita mai domnitorul și a scris în apa cea mare a Dâmbovicei. Când a fost, mă, Dâmbovița apă mare? A fost, deci el a căzut. Când bă, a fost mare? Bă, cum au aruncat trotinetele. Da. Ăștia nebuni, adică în loc să le pună frumos, dar nu mai trebuie să-i facă poză la trotinetă după ce au terminat de mers cu ea? Nu, că o lasă la mine în fața blocului, de nu pot eu să deschid ușa. Mă, rog, acolo îi rămâne trotineta dimineața în fața ușii? Acolo îi moare motorul sau ce-i moare de o lasă el că nu pot deschide ușa? La ceaste când plec. Băi, oameni buni, aranjați-le, mă, puneți-le voi în locurile alea frumos, să le ia oamenii să le încarce. Păi dacă, dacă era, bă, dar aia nu suntem ca străinătate. Păi uite că ne-a dat și nouă trotinete din astea, de ce le aruncăm acolo? Bună ziua, Măruță, vreau să vă povestesc ceva adevărat în legătură cu ce ai spus tu cu produse românești. Așa. Am un fin, șef de echipă, la o măcelărie în Olanda și trimite carne la Botoșani, la o persoană care are magazin de carne. Bun. Și scrie magazin cu 100% produse românești. O după amiază frumoasă. Da. Notați, Pache Protopopescu, când să aducă și aici. Da, da. Păi nu ne interesează dacă sunt române sau străine. Sau olandeze. Poți sau olandeze. Scrie, poate fi ești din țările de jos. Că noi nu le mai avem. Că nu mai rezist. Nu ai pronunțat corect numele lui Kanye. Se pronunță cum se aude. Kanye. Cănaie, bă, e din Brăila. E nea Cănaie din Brăila. Cum se pronunță? Kanye. Cătălin, să ai poftă ca în istorie. Mulțumesc, sărmână. Auzi, dar stai puțin, el ce face în viața de zi cu zi? Kanye? Da. Cântă, cântă. Mă, e, cântă, e designer, e șmecher, om. Are chiar multe. Șmecher. Ia zi-mă o melodie de-a lui. Păi bagă ciucă, bagă. Ia pune-mă o melodie de-a lui. Da, aia cea mai șmecheră, ca să mă dai pe spate. Ia, ia stai mă. Fii atent, a trimis, a mai trimis lumea poză cu ciorbă de pește astăzi. Uite, vezi? Oamenii mănâncă astăzi de bună vestire, ciorbă de pește. Uite-te, uite-te aici, uite-te. Fac. Cum iese peștele din ciorbă? Mie mi se pare că e de mazăre ceva acolo. Ia! Nu mai e pătrunjel ăla. Wow! Wow! Yo! Hai, pune pauză un pic. El și cântă! Cântă, mă, el cântă! Cântă, acum cântă. Cântă cu Jay-Z. Lasă, haide să mergem mai departe. Hai, mă, că e tare piesa asta. Hai, cum mă, ești nebun la fii atent. Hai să mergem, dacă ești de acord, da. La asta e că mai aveam ceva pe la Sibiu, dar ajungem la Cluj. Sunetul tu se-i deranjează, faceți ceva, standardele de conviețuire tot mai sus la Cluj-Napoca. Iată, mesaj savuros lăsat de vecini într-un bloc din Mănăștur. Vă transmite, mă rugăbite, legătură cu zgomotele pe care le face seara și dimineața. S-a dus, ne-a luat S-a dus, televizor. Ne-a luat și eu după ce mai citesc acum. Păi ce am ochii până acolo și ea? Băi, Greta, dă-mă televizorul ăla mai aproape, că ne vedem cu televizorul acolo. Chiombi poporul, păi noi vedem Greta până acolo, dă mai aici aproape. Da, uite, mă, zici că de suntem... Uite, mă, nene, să stai să înțeleagă oamenii zici de acasă, că suntem că la ortopedie, sau cum se cheamă asta de ochi, mă. La fel, ortopedie. Așa. S-a dus până acolo să vedem, ia uite. Stai un pic, e un televizor acolo, nu se mai vede televizor. Băi, ce glume aveți voi să ne... Cine face glumele astea? Dă un pic imaginea aia să citim iar. Ia uite-te, bă, băiatule. Așa, așa, mă, bă. Ia uite cu oameni bătrâni și râdeți de noi. Iar nu, mă. Faceți catering. Iar au scos-o. Las. Greta, să ne lase imaginea pe televizor să citească Oprișan poetic, zi. Vă transmitem o rugăminte în legătură cu zgomotele pe care, acuzativul folosit corect, că de-aia, bă, e Cluj-Napoca, pe care le face seara și dimineața atunci când tușiți. Din păcate, atenție mare, pereții, aici era virgulă, din păcate, virgulă, pereții acestui bloc nu au izolație fonică. Sperăm că sunteți în căutarea unei soluții cu pentru sănătatea dumneavoastră și înțelege că trebuie să vă simțiți bine. Totuși, virgulă, sunetul tuse este puternic. Era că și fumează. Și deranjează, paranteză, ne trezește din somn. Avem aici somn. Am fi foarte recunoscător dacă ați încerca să faceți ceva în privința asta, virgulă, mai ales că se întâmplă de câteva luni bune. Mulțumim anticipat pentru efortul depus. Da. Pentru a menține o atmosferă bună în vecinătatea noastră.
În momentul ăsta eu plecam direct la farmacie. Păi da, m-a făcut de râs frumos. Nu știu, bă, dar omul a scris dacă e pe bune asta, că poate aia de la știri de Cluj au fac făcut știrile. Au făcut știrea asta, știi cum. Tu nu plecai înainte direct pe antibiotic? Ba da. Direct pe antibiotic 7 zile pleca. Da, exact. Adică nu mi-a zis: "Băi, țărănușule", mi-a zis: "Fă ceva, că pentru sănătatea ta, pentru frumos, elegant." Pleca pe antibiotic și pe pastile de suc. Dă-o pe aia, te rog eu, de la Sibiu. Gata. Că mi-a zis și fiul meu că vrea să-i ajute, că el... Arborii din Sibiu vor fi tăiați în formă dreptunghiulară, anunță primăria, compaș ca Minecraft. Fițat, a venit fiul meu și a zis: "Tati, dacă ei le dau și paralelepipedul, că el joacă Minecraft." A zis că poate să facă și ca un turn așa, nu numai în cubul ăsta. Te rog să-mi spui așa: unde este umbra la acest copac? Că te văd așa mai dibaci. Umbra? Da. Depinde cum bate soarele. Băi, nu știu cum debat, doar că stai acolo sub ea. Deci copacul de ce îl faci? Să dea aer, da? Să dea oxigen și să stai la umbra lui. Că și poeții ziceau. 40 de copaci. Unde stai, mă, Cătălinușe, sub copacul ăsta? Dacă vreți umbră, să vă luați umbrele. Săracii copaci devin mobilier urban. Arată bine doar dacă sunt coroane unite. Lumea a început deja să comenteze, iar primăria, să știi că a zis că face acest lucru cu un scop anume. Da. Vrei să spun scopul? Stai nu. Să-l găsesc. Da. E lungă știrea, scopul e mai jos. Deci tehnica de toaletare a arborilor folosită în premieră. Nu mai bezi la muncă. Răspune o intervenție mai accentuată. Vezi ce a făcut Loboda? Din tine te-a făcut neom. Nu mai găsesc scopul la... Din Lobodă, din cauza că am mâncat cât toată săptămâna am mâncat? Tot. Lobodă în continuu? Da. Și cum ai ce? Lasă, oprește. Fii atent, tehnica asta, scopul fiind acela de a menține arborii la o anumită dimensiune și distanță față de rețelele de utilități aeriene și față de fronturile caselor și pentru a evita extinderea rădăcinilor care pot provoca daune imobililor, trotuarelor și carosabilului. Tu ești un serios? Începe de luni. Da, mă, tu ești un serios? Păi da, pentru că la noi în București, am prins-o. Dar vrei să spun ceva, mie îmi place cum arată. La noi în București, pentru că sunt copaci înalți, trec prin firele alea. Da. Și ei au zis: "Bă, dar la ei nu le bagă și la ei firele pe jos, ca la noi?" La noi le-a băgat? Da. Unde? În cețel meu? În țețe meu, știi cum dar e cerul liber? Tot. Ba da, au spart și au pus alea pe... jos. Da, da. Nu da, mai știi, mă. Zboară la mine vulturii și acvilele, nu mai au nicio problemă în țețe meu. Da, dar nu arată rău copacii aia. Da, să ieși tu, au zis că o să facă și triunghiuri. Să ieși tu să te prind printre copacii ăștia. Bă, da, dacă le vedeai la Monte Carlo puse așa erau frumoase. Frumos, ziceai, uite bă, ăștia, bă, ce idee au avut ăștia, au bărberit copacii pătrat, băi, cub. Da. Da. Să-ți mai citesc mesaje, cineva zice: "Măruță, tu uiți când mâncai slănină la televizor, acum nu lași pe săracul oprician să uitați-vă, mănânce." Uitați-vă, uitați-vă, sărumâna, vă mulțumesc încă o dată. Uitați-vă, adică eu citesc mesajele astea care sunt pentru tine și tot uitați-vă, adică apreciază chestia de asta. Ce nu mă las să mănânc la televizor? Ai uitat când mâncai, când ai mâncat? Domnul Mariano e deschis la agronomie și în cursul săptămânii sau doar în Greta, mai lasă-ne puțin că m-am luat. Stai așa puțin, când mâncai slănină fără mine? Și că și în ce? Când mâncai slănină fără mine? Înainte, când erai tu la Antena 1. Vremuri de mult apuse. Când erai la Antena 1. Incredibil, deci am mâncat slănină aici? Păi noi aveam și cămar aici. Aveam cămăruța, păi mi-aduc aminte. Aia, păi și de ce a dispărut? Cămăruța? Da. N-au furat-o. Au venit imperialiștii peste noi. Faceți bășcălie de oamenii bătrâni și bolnavi. Vrei să spunem adevărul de ce nu mai e cămăruța? Da. S-a furat. Ce s-a furat? Cămăruța. Cămăruța? Da. Au luat-o stinghe cu stinghe. Bucată cu bucată, burcan cu burcan a dispărut. Băi, nu vorbi, ok, la mine. Și că cu țuica a dispărut. E incredibil ceva. Zacuscă cu zacuscă. Hai să ne apucăm să mâncăm astea, că poate să le părinești. Băi, nene, lumea își dă seama cine ești tu cu adevărat. Ia. Băi, oprișane, credeam că ești mai rapid, mâncam tot de atunci, acum nu mai stai. Păi nu mă lasă oamenii ăștia, că eu la radio ce făcea? Păi ce pică, scotea vreo vorbă în fața mea? Când a venit Adița astăzi de dimineață, uite, chiar m-am enervat. A venit Adița astăzi, am început cura. Tu-s 4, am început cura. Și Adiță ce a făcut? A tăiat din 100 de mii și ne-a dus doar 50. Eu nu cred că tu mănânci în fiecare zi. Pe cuvântul meu de onoare, vă arăt poză. Dă-mi unde-i telefonul. Tu mănânci în fiecare zi mici? Am și pasta de dinți, e pasta de mici, mă spăl cu ea dimineața. Înțeleg? Și a adus Adiță doar 50 în loc de 100. Da? Da. Și voi veniți acum și spuneți: "Ia uite bă, voi mâncați." Am mâncat la ora 10 și 10. N-are cum să fie poza asta adevărată. Este 4 și jumătate. Ba da? Parizer, da? O știi pe asta? Da. Stai să-i dau lui Ciucă, să o pună la televizor, să o arătăm, pentru că telespectatorii noștri, Ciucă, sunt foarte vigilenți, imediat ne dau mesaje. Ciucușoare, tu de ce trebuie să fii pregătit? De fiecare dată când vine mâncarea, că poate n-ați fost pregătiți până acum, când vine mâncarea, voi băgați o melodie lungă sau ceva. Înțelegi? Bă, o beta mai lungă. Bagi o beta de 4-5 minute. A fost mai devreme. Era a fost scurtă. Păi nu, trebuia mai bag o dată, că poate n-a văzut lumea cu un anelu ce se întâmplă. Drama prin care a trecut, o dai? Pac, 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 basculăm așa, nu pot, că face Greta semn că nu-i frumos să mănânci la televizor. Nu-mi curge Greta, nu-mi curge. Ne dau oamenii mesaje din agronomie, uite-te aici. Uit, uitați. Târgul de la agronomie. Uitați. Să meargă oamenii la târg să se distreze, să mănânce ceva. De ce face misiunea asta de la 3 la 5?
Că atunci oamenii trebuie să mănânce. Eu dacă am mâncat la 10 și 10, acum vorbesc foarte serios. Bă, voi, ăla oprișan când vine, voi de fiecare dată vorbiți numai de mâncare. Vorbim și de... Uite, astăzi este 25 martie. Da. Astăzi s-a început formarea poporului român. Pentru că Traian la 101, uite, face și lecție de istorie în 30 de secunde. Te rog, 30 de secunde. 30 de secunde, dă drumul la un ceas dacă. Stai un pic, că îți dau drumul la dă drumul 30 de secunde. N-am vorbit nimic. Da, până dă și tu un minut. Da, un minut. Dă și tu un minut, că nu dai de la tine. Un minut, dar vreau să-ți arăt, ne-au dat oamenii mesaje. Păi mă încurci, că îmi pleacă mie în gândurile. Păi aici vă place cum sunt pomii ăștia. Foarte frumoși. Ia uite aici, în Chicago. A dat știi bancul cu Chicago? Chicagonito de acasă. Haide mă, dă un pic să... Fii atent, perfect, într-un minut. Da? Deci un minut este lecția de istorie a României. Și după aia mă las să mănânc. Un minut. 25 martie 101, Traian, care este născut în Spania, se supără și zice trebuie să mergem să batem moștile lui Decebal, care nu ne lasă în pace. Se suie pe cal cu 45.000 de oameni, mai găsește încă 45.000 de aici de oameni care erau din trupele auxiliare, el neavând cum să treacă pe podul lui Apolodor din Amas, pentru că nu era cu ăsta făcut. Vine aici și are repede primul război dacic 101-102. Se întoarce înapoi și zice că eu sunt Dacius, adică l-am bătut pe ăla în Dacia, după care se duce acasă și ei dau semn, băi, ăla nu s-a potolit, hop, se suie iar pe cal. 105-106 când vine încoace, dar acum îl cheamă pe Apolodor din Damasc. Da. Da? Și zice, bă, ia fă-mă un pod ca să nu mai luăm pe acolo, până Serbia că au băgat ăștia spațiu, Schengen, nu știu ce au băgat. Face ăla podul, se duce, îl prinde pe ăsta, 105-106, ăla, hâț, cu sabia aia, își ia gâtul. Dar, după ce el pleacă, rămân aici cohortele și legiunile. Și începe aia, să nu mai avem barză, viezure, bursuc, mânzi și nu știu ce, ci începe aia cohortele de legionari, să se pupe cu fetele de la noi de aici și a din Dacia. S-a pornit poporul român? S-a pornit. 58-59-01. A noroc! Bravo! Bravo! Foarte a noroc. Frumos! A noroc! Doamne ajută! Că după aia când a plecat Aurelian, el pleacă cu caii. Băi, am un prieten din ziua lui de naștere astăzi. Cum îl cheamă? Vadim. Dă și el ceva, o jumate? Nu știu. Băiat super deștept, super isteț. Vadim, pe care îl știu și eu? Da, Vadim, da. La mulți ani. La mulți ani, Vadim. La mulți ani, Vadime, să-ți dea Dumnezeu. Vadim, mai suntem? Uite super, poza, băiat, nu mai arată poza. La mulți ani, ce? Poza. Ai poza? Stai mă, uite poza. Puteți să ne luați? Dar mi-a luat Greta Trezor. Uite ce am trimis telespectatorii. Există chestia asta, parizer, în fund de vită? Da, mă, că m-a apucat și eu să mănânc acum și îmi dai parizer. 2006. Da, era parizer de fund de vită. 2006 poza. Da, da, foarte bun. Da. Tăia-ține, lua-ține dacă e, mulțumesc. Știi ce mai e zis ziua lui Brânzoia azi? Eu nu știu ce am de la servință. Cum știu, cu fesul pe cap? Da. Păi, exact. Și? Și vrei să mănânci? Mamă, că mă ții așa de 10 minute. Chiar știi că astăzi și ziua ceva... Greciei? Da. Vrei să bag un ansamblu să mănânci altfel? Da. Ha, mă, că să fie cu ia, muzică. Ia,